Extraordinar, oameni buni! Aici sunt, mă ridic pentru voi în picioare. Bună seara, bine ați venit la una scurtă. Eu sunt Cosmin Atanticu. Dacă sunteți gata, începem, băieți, fete. All good, începe prima premisă. Ce nu vrei să auzi după slujba de înviere când preotul a uitat să închidă microfonul? Bă, dacă am puține nori așa astăzi, s-a făcut promovare? A zis ce bună s-a făcut Marcela? Îmi deschizi și mie rochia la spate, te rog. Gata, băieții, ne pogărâm la expirat? Bă, că și bricheta mea de la Ierusalim. Nu știu cine l-a sunetat, de-a mea tăia bașii de tot. Da, le-ai dat vin din ăla din pungă, da? Auzi, dacă cumva Tatiana și făcea crucea invers? A plecat toată lumea? Hai, bagă femeile în altar. Bravo, Sergiu, nu mai preot să nu fii. O vezi pe aia? Face cruci cu limba. Bun! Așa, ce poți să spui despre miel, dar nu și despre soacră ta? Nu-mi place când e rece pe masă. Are două nări. Mi-e poftă de... Așa behei așa înainte să moară. Ia uite, stă capră. Trebuie tuns. Încă mai suge? Replici de agățat un barista. Să știi că nu doar în cafea poți să-mi scuipi. Vrei să-ți dai flat white-ul pe mine? Ia dă-mi una lungă. Mie îmi place bărbatul cum îmi place Nesu. Să-mi fie rușine cu el în public. Mamă, ce bun ești, ți-ar dau la zaț. Oh my god, oh my god. Ți-o dau până faci... Hai la mine, că m-am săturat de Five to Go. Sfaturi de viață de la un vânător. Tu trage, chiar dacă pe ușă scrie împinge. Împuști, nu împuști, pușca ruginește. Cu alte cuvinte, tragi, nu tragi, vremea trece. Mulțumim de explicație, Sorin. Femeia e ca o scorbură. Nu știi, până nu bași mâna. Cureaua lată e so yesterday. Ce gândește un dealer auto când îți prezintă o mașină pe care nu crede că ți-o permiți? Da, să știți că nu se poate pune GPL pe Tesla. Nu e sărac, e și prost. O să vă rog să vă descălțați. Reducere la Audi. Da, încearcă codul A3 de să mă iei. Pentru dumneavoastră ăsta e muzeu. A, să știți că bătrânica aia avea și o bicicletă. Asta nu e la... De unde au ăștia bani, mă, din comedie? Reclame respinse pentru România ca destinație turistică. Vă dorim escală scurtă. România, vii cu euro, pleci cu herpes. România, poți să pleci cu herpes gratis, nu e nimic. România, ultima pișare înainte de Bulgaria. Bun. Hai să luăm și din public, dacă vrea cineva să ne ajute. Ce să nu spui atunci când? La bac la religie. La bac la religie, bun asta. Ce să nu spui la bac la religie? Ce să nu spui? Luca, Marco și Matei și de să mă iei. Dar nu există așa ceva. Părinte, mă înalți acum sau mai stau? Ce să nu spui când te sună cineva să muți mașina? Acum termin sezonul și cobor. Sunești tu mâine, că am băut un pic. Dar unde ești? Că ți-arunc eu cheia și mi-o aduci tu după. Cu vocea asta ai tu mașină.
Bă, dar tu chiar nu poți să împingi un matiz? Reclame respinse la vopsea de ouă. Te deranjează firele albe? Te-ai săturat să ai ouă mai urâte decât vecinul? Ouă XXL, acum și vopsea neagră. Perfect, dacă sunteți pregătiți, oameni dragi, începem în forță. Cele mai proaste scuze că ai mers la profi și n-ai luat tot de pe listă. Se uita paznicul. Da, da, bă. N-am parcurs toată lista, că știi că eu când citesc adorm. Eu n-am citit atâta de la bac. Eu n-am citit-o că sunt dilechic de la, cum îi zice. Bine, cum să nu spui pe ocolite că nu mai poți și pască? Dacă bag pască, trebuie să iasă altceva. Pască splin. Eu am o regulă, nu mănânc ce nu știu să zic la plural. Chiar nu mai pot, că am fost pe la părinții iubitei și am mâncat și pască măsii. Ba mai pot, pune-mi în aceeași pungă cu papucii și pijamaua de spital, te rog. Eu am o regulă, după 18 sarmale și 2 șnițele, nu mănânc nimic. A rămas gură pască. Bun, bun, bun. Știți ce ar merge cu pasca asta? Un lighean. Cele mai proaste scuze că nu vrei să mergi cu maică-ta la cumpărături. Am 40 de ani. Da, dar mă sare 80, avea nevoie. Oh my God! Dar n-a zis ea că vrea să fie independentă, ci tot. Păi mi-ai zis că-s leneș, n-am vrut să-ți ies din vorbă. Hai să stăm acasă, că și tata a plecat la cumpărături și nu s-a mai întors. Nu te mai dubre, că iar deschizi toate sticlele alea, te răstești la sardele, stai cu acasă. Cele mai proaste scuze pentru care de Paști vrei hot dogi de la profi. Ăștia nu trebuie ciogniți cu rudele. Eu când bag 2 ouă, îmi vine poftă și de crembuști. Nu poți să iei lumină când ai în stomac întuneric. Oh, ce deep! Bravo, băi, Sergi! Ce poți să spui despre profi, dar nu și despre mesele în familie? Odată cred că l-am văzut pe taică mea. La profi sunt mereu binevenită. La profi programul să mai termină. Mai deschideți o casă. La profi n-auzi în boxe. Pușca și cureaua lată. Cum îi explici copilului că nu te simți bine de la cât ai mâncat? Ia uite ce balon are dat, îți fac o girafă? Ții minte când ai înghițit din greșeală mașinuța aia de jucărie? E, și tati e prost. La fel ca în seara în care l-am cunoscut pe tati, s-a greșit. E, o să înțelegi când o să mănânci și tu. Mâncarea asta este inversul lui taică-tu, că se întoarce înapoi. Cele mai proaste scuze că ai pârlit geaca cuiva la înviere. Hai că am pârlit porcușii de Paște. Am dat pe la îmbinări, bossule, e originală, stai niște. Ai mare grijă să nu ți se stingă până acasă. Oh my God! Am crezut că vrei lumină și la spate. O, bre, ce te-a prins așa? Ești foc și pară, mă. Sfaturi de viață de la un casier profi. În viață nu există nu pot, există doar anulare. Băiatul meu, cel mai important în viața asta e să ai cei 7 ani de la casă. Dacă ești rapid, poți să faci și muzică. Bip, 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 bip. Milioanele e mărunți mulți. Bă, tu știi cine sunt eu? Uite cine sunt eu! Dar nu e bine să fii cineva.
Cineva de la Raionul Fructe. Ce poți să spui despre înviere, dar nu și despre ziua ta? La înviere, dacă sufru un 40 de lumânări, odată mi-au bătaie. Odată l-am văzut pe taică meu. La ziua mea o să se ia lumina, că dăm șaturi. Au venit oameni îmbrăcați frumos, curați. Bărbați în rochii negre. Bă, locația bună, dar muzica cam nașpa. Cele mai proaste scuze la casă că nu ai aplicația Profi. N-are tata aia telefon de ăsta cu geam. Nu, nu, doamna de la care am furat telefonul n-are aplicația Profi. Eu nu cred în internet. Ce n-o să auzi niciodată de Paști de la bunica? Mama e, amestecă și tu un pic în ciorbă că nu-mi găsesc proteza. Sparge-i ouăle! Cine nu dă un șat cu mine, măsa-i fimea. N-are mama aia, că e la fasting. Am ofertele astea de cavouri, dar nu pot să mă decid. Mă ajutați voi? Trăiește-ți viața, copile, ai timp să te însori. Deci mănâncă fiecare cât poate, da? Dat-o foza noi tata lui Mirică. Mamaie, cum îi zicea lula de înviat? Cum îi spui pe ocolite gazdei că a vopsit ouăle urât? Frumoase ouă, abia aștept să sparg. Cine v-a lucrat aici? Auzi, vreau și eu un ou roșu, mai ales și mie care e. Astea-s clocite sau... Mamă, dar arată ouăle astea, parcă le-ați scos din găină prin cezariană. Le-ai încondeat cu bidineaua? Cum îi explici copilului ce este drobul? Tăticule, drobul e un cozonac care a avut puls. Tăti, cum să zic eu? Drobul e un miel care a fost în formă și acum e tot în formă. Știi când pui toate piesele de Lego într-o pungă? Așa arată un miel premestecat. Simplu, drobul este masculinul de la droabă. Cele mai proaste scuze când te întreabă mama ta de ce nu ai făcut curățenie. Nu, nu, așa arată după ce am făcut curățenie. Mamă, curățenie e o iluzie. Noi trăim într-un haos permanent. Lasă că face unghii mi-o diseară când se tărăște beat pe aici, pe partoseală. Eu am făcut curățenie, dar în internet history. Reclame respinse la salata Belf. E mai bine să-ți fie rău decât să-ți pară rău. Te-ai săturat să sugi maioneza direct din tub? Când vrei și supă și felul 2 și maioneză. Arată la fel și înainte și după ce o mănânci. Salată Belf, e foarte bună, dar tot nu e cum o făcea maică mea. Cele mai proaste scuze că ai ars friptura de miel. Nu vă supărați, vă rad niște miel? N-am ars-o, am gătit miel brûlé. N-am ars-o, am gătit crem caramiel. Lasă tu mielul să vezi filmul. Am ars mielul, dar ouăle sunt crude și în medie e... Vă pun niște miel? Ce gândește un casier Profi când te vede pentru a patra oară într-o zi? Am un deja vu. Opa, eroare în Matrix. Ce seamănă ăsta cu tata lui Mirică. Ce nu o să auzi niciodată de la un magician? Alege un număr par de la 1 la 2. Nu mai porumbelul ăla, măcar. Și acum voi scoate din joben caca de iepure. Vrei să scot din joben pe tata lui Mirică?
sfaturi de viață de la o educatoare de grădiniță. În viața asta trebuie să bagi grupa mare. Xanax. Păi mai și bați. Mai și bei. Ori nu dai nici deloc, ori dai suficient de tare să nu-l țină minte. Deci nu dai în ei, îi scoți pe stradă, fuge singur în fața mașinii. Eu n-am fost la grădiniță. Eu sunt la grădiniță. Bine, hai să vedem și din sală. Sfaturi de viață de la cine vreți voi? Batman. De la Batman. Lasă, Sergiu, știi cum e fără tată. Ce nu vrei să auzi? Când ai ațipit în tren. Vezi ce buze are? Ia vezi, bă, ce are rafia aia. Fii atent, tu-l ții, eu îi suc degetele de la picioare. Ce nu vrei să auzi când suni la salvare? N-ai înțeles. Salvarea e în tine. Zi. Haide, doamnă, mai cu viață, că nu vă aud. Dar domnul Frâncă, e a treia oară astăzi. Sunteți singur? Da, alo, stai un pic că mi-a intrat pe mașină. Stai să mă trec pe căști. Stai, mă auzi? Mă auzi acum? Sunați un pic mai încolo, că acum facem Z-ul. Apăsați-vă singur pe piept. Cum spui unor părinți că bebelușul lor e urât? Și când ați programat exorcizarea? Mamă, dar pare că ai ieșit în spate ăsta. Da, sper că mai faceți unul, nu? Eu i-aș spune Iona, că eu n-aș păstra așa ceva, ferească. Dar l-ați lăsat în soare, ce are? Nu vreți să-l puneți totuși invers în cărucior? E, bine că e sănătos. Dar mușcă? Ce ar spune pisica ta dacă ar putea vorbi? Luminiță! Mamă, nouă vieți cu idiotul ăsta. Ok, Google, set alarm for 3 a.m. Deci, efectiv, nu știu ține-i motelul drăguț, nici nu știu. Ce n-ai vrea să auzi când îți cunoști noi vecini? Bă, dar ce frumos ați făcut aici. Și s-a luat tot sângele ăla de acolo, bravo. Să spui pereții înapoi. Cu ce ne ocupăm? Eu testez bormașin și nevasta cântă la trompetă. Încearcă să cânte la trompetă. Și fiul nostru e toboșar. Și am trecut și calul la întreținere. Da? Hai să mă mai vorbim și cu publicul. Nu știu, să facem o continuare la o melodie celebră. Continuare la piesa Am uitat. Am uitat! Da. Am uitat! Bine, hai să luăm acum tot din public. Reclame respinse la, nu știu, dați voi, un obiect. La Dacia. La Dacia. Du-te dracu, Dacia. Dacia, dacă vrei să fuți cu atitudinea. Dacia, nu ți-o fură nimeni. Cele mai proaste scuze când refuzi pe cineva să faci schimb de locuri în avion. Sunt deja doi grași pe partea asta avionului și o să zburăm în cerc după aia. Băi, dacă ne prăbușim, ne îngroapă invers. Nu, mulțumesc, nu vreau să văd motorul ăla care arde că mă dor ochii. Păi, eu-s pilotul. Ha ha ha!
Titluri respinse pentru Titanic. Moare DiCaprio. Scândura pe care mai era loc. Just the tip. Ce proști. Ușor de ucis. Titanic se dă la fund. Titanic, vaporul care voia să fie submarin. Calcă apa, fă! BDB, bâldăbâc. Hai să mai vedem în altă situație. Ce nu vrei să auzi atunci când... La locul crimei. Ce nu vrei să auzi la locul crimei? Deci ce nu vrei să auzi ca polițist când ești la locul crimei? Așa, este tatăl Mirica? Cât umăt, ăsta era băiatul care mă păza pe mine. Lăsați-mă singur, că e călduț. Hai să mai vedem. Ce nu vrei să auzi atunci când? Ești la oftalmolog. La oftalmolog? Mulțumesc de explicație. Eu sunt prost, dar nici chiar așa. Că... Am crezut că e o relea aici. Vreți să vă operez cu laserul? Eu îl dau pe perete și trebuie să-l prindeți. Așa, închideți ochii și deschideți gura și vedem. Nu, aici e oftalmologie. Oftalmologie! Sunteți credincios? Că aveți ochii cruciși. În ochii tăi vă tot părinții. Aveți orbul găinit. Veronica, du binoclu! Puteți să vorbiți să se uite în același loc? Cum să nu-i spui unui doctor că are halatul pătat? Vedeți că cred că s-a luat de pe bancnotă. Acoperi și noastră pata aia cu plicul ăsta. Hai să mai luăm pentru ultima oară în această seară din public. Ce nu vrei să auzi atunci când... Da, noi băieții tot timpul mergem. Haideți, hai băieți, scoateți tot. Ce nu vrei să auzi atunci când mergi la epilat? Tu, adu lumânarea aia de naș. Vă fac și interiorul? Vă păstrăm ăsta pentru o vestuță? Nu mai bine vă fac dreaduri? Da, dar nu, terminăm azi nici dacă lucrăm toate. Dacă vreți reducere, introduceți codul cimpanzeu. Nu-l aruncați, călțim pentru Popescu. Și cu asta mulțumim mult de tot, oameni dragi. Aceasta a fost una scurtă. Mulțumim că ați ținut de glumă, că ați aplaudat. La revedere, seară faină.